Prietenii noștri de la SUV Cars nu dezamăgesc absolut niciodată. Eu trebuia să mă duc la Iași să filmez mașinuța asta, dar în schimb au venit ei pentru că ei concurează cu SRS 3 pe care l-ați văzut pe canal, concurează în campionatul de îndemânare, campionatul național de îndemânare la categoria electrice. Și au venit cu asta ca să o filmez eu. Și în timp ce ei se duc acolo la concurs cu SRS 3-ul, baftă băieții, eu am venit aici să filmez ce este asta. Ce este? Este un SWM G01F și nici măcar una din literele astea nu e pusă la mișto. Este făcută de Brilliance și abia aștept să vă povestesc despre ea. Dar înainte de asta, două anunțuri scurte. Avem grupul de Telegram cu abonații în descriere și la 100.000 de abonați oficial dăm giveaway o mașină. Mai avem mult până atunci, dar trebuie să creștem comunitatea. Poate pentru voi să vă abonați, să dați like, nu înseamnă mult, dar pentru noi, creatorii de conținut, ne ajută foarte, 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 foarte mult ca să putem să continuăm să facem chestia asta pe care o iubim cu toții, să vă oferim vouă contentul pe care voi îl urmăriți. Așa că, doar dacă vreți, nu vă obligă nimeni, un like și un subscribe și Mașini cu Luci Popa începe! Dar înainte de clip, nu uitați, aveți 20% reducere la CarVertical în descriere. Ai strâns și tu niște bani și vrei să-ți iei mașina ta de vis, mașină sport. Însă, fiind rulată, nu știi dacă a fost lovită. Aoleu, ce s-a întâmplat? A fost lovită. Sau de America, sau furată, sau s-a ascultat manele în ea, sau a fost inundată. Ei bine, raportul CarVertical îți poate spune aceste lucruri. Da? Ok. CarVertical nu are toate răspunsurile, cel puțin nu deocamdată. Însă, dacă nu are cine să-ți verifice mașina și nu poți să o duci la mecanic, poate un raport ar fi util. Da? 20% reducere CarVertical în descriere. Ok. Ce Dumnezeu înseamnă SVM? Speedy Working Motors. Și este o companie italienească de motociclete care a fost cumpărată de către chinezi. De asta avem steagul Italiei. SVM-ul Speedy Working Motors a fost cumpărată de către Shineray. Shineray este unul dintre cei mai mari producători de motociclete din China. Brilliance este unul dintre cei mai mari producători de mașini din China, atât de mare încât BMW-urile produse în China sunt produse de către Brilliance. Ei bine, Brilliance și cu Shineray au făcut un joint venture. În Chongqing este sediul principal, automobile că fac automobile și Automobile Company Limited, da, cu răspundere limitată. Asta e seria de șasiu. Deci cam asta este povestea. Avem un Brilliance, Shineray, SVM, G01F și abia aștept să vă povestesc ce înseamnă G01F. Și acum am dăduit seama de o chestie interesantă. Deci avem emblema SVM și avem aici jos SVM Motors, adică Speedy Working Motors Motors. Drăguț. Hai să vedem ce înseamnă G01F. Ai putea să crezi că e un mod mai ciudat de a scrie Golf, dar nu. Asta este o mașină de dimensiunea lui BMW X3. Cum se numește actuala generație a lui BMW X3? G01. Exact de asta. Deci Brilliance, care face și BMW-uri, vrea să promoveze chestia asta, că mașina asta este în clasă cu G01. Alte modele de la SVM sunt X3, X7, v-ați prins, nu? V-ați prins. Deci G01F. G01 a fost lansat undeva prin 2018, iar varianta F, care e varianta mai sportivă prin aspect, nu prin altceva, și uitați-vă ce spate are, că mori aici lângă ea. Asta este varianta mai sportivă lansată undeva prin mai 2019, care a fost lansată în Italia, pentru că mașina este proiectată toată în Italia, desenată mai bine zis, și fabricată în China. Iar atunci când a fost prezentată, a fost lansată oficial, evident s-a lansat în Italia. Pentru cine stă în Italia, ați mai văzut brandul DR sau DR, cum vreți să-i spuneți. A nu se confunda SVM-ul cu DRU. DRU este o companie italienească ce vinde sub brand italienesc mașini chinezești precum Geely sau Chery. SVM-ul e 100% brand, bine, și ăla e brand italienesc, dar asta e 100% brand italienesc care a fost cumpărat de către chinezi. DRU, din câte știu, nu este, posibil să greșesc, DRU nu este deținut de către chinezi. Doar cum e un fel de Olviu. Chiar chestii din China le vinde cu sigla Olviu. Și dacă nu sunteți încă 100% convinși că Brilliance produce BMW-uri, ia fiți atenți la cheie. Asta este o cheie 100% de BMW, doar că e sigla de SVM acolo. Deci, efectiv, nu există aproape nicio diferență între cheia de BMW și cheia de MWMS sau SWM. Mă rog, înțelegeți voi. E o cheie de BMW. Bun, deci am lămurit ce este. De unde o luăm? De la suvcars.ro. Vreți și număr de telefon? Uite aici un număr de telefon. Bine, bine, dar dacă vreau să-i fac service, poți să-i faci service în Iași, Odorheiu Secuiesc, Târgu Mureș, Tulcea, Suceava, București, Craiova, în curând Brașov, în curând Timișoara și în curând în mai multe locuri din țară. Stia, bă, da, cât costă? Păi asta e o singură versiune, e full, cu trapă, scaune ventilate, scaune din piele, nu știu, lane, keep assist, faruri LED și așa mai departe, 32.500 de euro. Asta este prețul. Bun, bun, dar cât are garanție? Garanția este de 3 ani. Înainte a fost 2, acum 3, se lucrează la garanție ceva mai mare. Termen de livrare, vine asta din China, pe vapor vine în 7 ani. Vine în 2-4 săptămâni dacă mașina e în România și dacă plasezi o comandă vine în 2-3 luni. Deci am lămurit și asta. Cât costă, ce e garanție, avem de unde o luăm și da, service ai în toată țara. Aproape, în curând în toată țara. Și ca să nu uit, o să urmeze o mașină chinezească demențială pe canal. Demențială! O să fiu primul din Europa care cred că o să o testeze. Abia aștept să vă arăt. Hai că poate unii dintre voi se întreabă cât de sigură este. La Euro NCAP încă n-a fost testată, dar a fost testată la China NCAP, la CNCAP și a luat 4 stele. Are 6 airbag-uri, eu zic că are niște zone de deformare destul de mari, mai ales în față, chiar și lateralul pare destul de bine ranforsat, o să vedem asta pe parcurs. Deci 4 stele la China NCAP. Și acum o să mă întrebați, hai mă, vorbește un pic despre dimensiuni, cât de mare e, cu ce se compară, ce pot să iau în banii ăștia, așa mai departe. Păi, cel mai simplu, o mașină foarte populară la noi, Škoda Kodiaq. Este la fel de lungă precum un Kodiaq, la fel de lată precum un Kodiaq, compartimentul e la fel ca al unui Kodiaq, dar e un pic mai înaltă decât un Kodiaq. Deci gândiți-vă la asta ca pe un rival pentru Kodiaq. Știu că nu pare, cel puțin în imagini, dar mașina asta chiar e masivă, mai ales în spate. Și o să intrăm în detalii, abia aștept să o luăm așa la puricat. Știu că de obicei încep cu luminile, însă am cheia aici și butonul ăsta de jos este buton de luminiță. Hai să vedem ce face acest buton. Deci îți pornește avariile și îți deschide luminile de zi. Deci nu sunt lumini gen fază scurtă ca să-ți găsești mașina, nu. Niște avarii și luminile de zi. O surpriză pe care nu o văzusem până acum, deci avem așa, semnalizări LED, lumini de zi LED, fază scurtă LED, fază lungă halogen cu SVM acolo, să scrie SVM. Curios dacă e proiectează pe jos SVM, evident nu o să proiecteze. Dar cam astea sunt farurile singurele pe care le găsești pe G01F. LED-uri și în oglindă, evident. Așa sunt luminile și din spate. Mașina e cu contactul pus și pusă în marș arier. Interesant, ceea ce înseamnă că s-ar putea să meargă și camera. Lumine de marș arier, lângă ele ceața și acum stopurile. Stopurile sunt full LED, semnalizările sunt full LED și observăm că stopurile sunt formate din două blocuri. Unul integrat în haion, unul integrat în caroseria mașinii, ceea ce înseamnă că dacă vom face șmecheria aia pe care v-am mai arătat-o eu, ar trebui să stingă. Ei, la alți producători se stinge, la mașina asta nu se sting semnalizările. Mai rămân stopurile și semnalizările aprinse aici, nu se sting, ceea ce înseamnă că vei putea vedea din planor, din avion sau din ce vrei tu, semnalizările la Golf G01F. Auzi, bă, dar camera o merge? A? O merge? Nu știu, spuneți și voi în comentarii. Da, dacă merge. O să vedem pe imagini după aia. Like, share, subscribe la Mașini cu Luci. Pa! Hai să vedem botul mașinii. Deci G01 arată ca un SUV normal, să zicem, pe când ăsta, G01F, varianta sportivă, arată ca un Dodge, să zicem așa. Are o grilă similară, deși, surpriză, asta e plină, pe aici intră aer, pe aici intră aer și aici e camera frontală. Da, este ceva mai agresiv, dar nu avem prize de aer reale, sunt false, totul este de design. Însă, ia fiți atenți aici, câta splitter-ul are drăcia asta, mâncața și fața ta. Are you crazy at the head? Deci ăsta e botul mașinii și mai are un splitter aici. Mare atenție la borduri, dar despre asta vom vorbi imediat, pentru că avem, dacă îl avem pe Nelu Ciocănelu, asta cum o să zicem? Geta Ruleta, gata. Nelu Ciocănelu și Geta Ruleta și cu Denis mingea de tenis. Gata, Cei de la Speedy Working Motors spun că mașina are o gardă la sol de 20 de centimetri. Însă, ia fiți atenți aici, 27 de cm cu tot cu splitter. Asta este o gardă la sol în față la borduri mai mare decât la multe alte mașini cu pretenții de SUV. Bine, nu zic că asta nu e SUV, că de asta e vândută de SUV Cars, dar 27 de cm e bine pentru o astfel de hărăgaie care mai are și splitterul ăsta. Dacă n-avea splitterul, ia fiți atenți aici, dacă n-avea splitterul, aveam 30 de cm. 30! Ia-o și de splitterul jos. Doamnelor și domnilor, ajungem la roți, se învârtește roata. Ca să vă dați seama cât de mare e mașina asta, cât de mare e hărăgaia asta, jante pe 18. Jante pe 18, 15 zoane și un căpăcel acolo cu SVM. McPherson pe față, discuri ventilate, nimic ieșit din comun în gama asta. E un SUV mare făcut de un brand de buget chinezesc, adică n-ai ce să îi ceri. Însă, anvelopele cu care vine standard mașina asta sunt Michelin King. Eu am crezut că scrie Michelin King prima oară, dar e Michelin King. SCE-PHP MK668. Așa îți dai seama că sunt făcute în China și că sunt chinezești, că au numele foarte lungi. Ei bine, unul din avantajele acestor anvelope este că unul costă, la dimensiunea asta, costă cam 4 milioane bucata. Deci nu sunt foarte scumpe. Dar bine, probabil că dacă o să vă luați mașina, după ce le uzați, nu o să vă mai luați tot Mile King. Dar sunt all season, tati. Ia uite, adio anvelope de iarnă, adio anvelope de vară, cel puțin în primii 3 ani ai mașinii, sau 2 ani, sau depinde câți kilometri faceți, nu va mai trebui să schimbați anvelopele pentru că aveți Mile King All Season. Ia zi, boss. Până acum eu am mers ceva cu mașina, i-am dat și în gură puțin, am simțit că e nevoie de mai mult. Acum depinde de voi. Avem carenajul acoperit, pe acolo avem un pic de mastic vizibil și am observat chestia asta, șurubelul ăsta, care cred că e pus ca să țină carenajul. Acum, vreau să-mi spuneți voi, în funcție de ce părere aveți voi, pentru că șurubelul ăla, da, e ăsta de aici. Și mai avem câteva, unul pe acolo, unul pe acolo. Cred că sunt făcute ca să țină carenajul și în cazul în care ai nevoie să demontezi ceva, să demontezi mai ușor cu șurubelele alea. Nu știu, ați mai văzut la alte mașini? Spuneți-mi și mie în secțiunea de comentarii. Uite și semnul pe care îl știu toți frații de pe Italia, priza asta de aer e falsă, adică n-ai ce să-i ceri, e priza de aer falsă. N-am testat încă ștergătoarele, deși am umplut-o cu lichid de parbriz, am uitat complet. Mașina e spălată, dar în pădure mai cad chestii din copaci, dar o să facem la proba de condus, să vedem. Parbrizul nu este încălzit și cam așa arată. Chederile sunt foarte în interior, scuzați focusul, chederile sunt foarte în interior la parbrizul ăsta. Hai, oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Oglinzile sunt absolut imense. O să vedem, bine, nu știu dacă am cum să vă arăt, dar o să vă arăt și la interior chestia asta. Camere 360, oglindă neagră, da, vopsea în două nuanțe. În oglinda asta, eu dacă mă uit, eu văd toată Corbeanca. Nu sunt în Corbeanca acum, dar am fost o spăl în Corbeanca la prietenii ăștia de la Clino Car Center și în Corbeanca vedeam totul. Ce se aude aspirator? A, nu, e o Tesla Model 3. Așa. Încălzire și cu blind spot și vezi foarte mult și ai și aici. Pentru aerodinamică, pentru reducerea turbulențelor, câte o din asta. În rest, mult crom, bare longitudinale. Cam așa arată și mașina are și plafon panoramic, dar asta o să vedeți un pic mai târziu. Mașina are contactul pus, deci nu o să meargă în cuierea. Prima dată când apeși pe cheile să o încui, claxonează. După aia, ca să nu mai deranjezi lumea, nu mai claxonează. Smart thing. Avem geamuri cu impuls doar la șofer și cu protecție. Deși o singură dată poate mi s-a părut că a avut geam cu impuls și în dreapta. Hai să vedem dacă are și în spate. N-are. În spate n-are. Deci aveți grijă mare în spate. Știu că e valabil la multe mașini, dar după ce oprești contactul, mai merg geamurile. Ha, da, merg toate. După ce oprești contactul, o perioadă. E la multe mașini așa, nu e nimic. Wow, am și eu la Ibiza. Dar o chestie pe care n-am întâlnit-o la multe mașini, acum avem accesoriile, n-avem contactul pus și merge trapa pe accesorii. Asta chiar n-am văzut la multe mașini. Dacă mașina voastră face chestia asta fără contact, să-mi spuneți. Luminate sunt căile tale, mașină chinezească. M-am pus contactul acum, eram pe accesorii, am pus contactul și acum am oprit contactul. Și se închide trapa singură. Ce? Asta m-a făcut curios și acum o să vreau să testăm și geamurile din cheie, că aparent trapa nu poți, că se închide singură oricum. Și dacă la BMW e încuiatul pe sigla de BMW, la SVM nu e. Ai buton de încuiere aici. Și a fost cam greu să mă obișnuiesc. Bun, hai să vedem. Încuiem mașina. Opa! Se închid. Hai să o deschidem. Se deschid. Deci trapa? Nu, trapa nu. Trapa rămâne închisă. Deci aparent nu poți să ai trapa deschisă dacă pleci din mașină. Ia să vedem. Din keyless se închid. Din keyless nu. Din keyless nu. Apropo, am aflat și acum la Mazda că merg geamurile din cheie dacă apeși de 4 ori pe telecomandă. Cum dracu de 4 ori? Keyless-ul e doar aici. Da, și avem și gaura de cheie, despre care vom vorbi un pic mai târziu. Acum, ușile acoperă pragurile cu SVM și pentru că am ajuns la capitolul ăsta, trebuie să-l chemăm în scenă pe Nelu Ciocănelu și să-l punem la treabă. Hai să vedem. Moale! Moale! Opa! Stai tare. Aici nu dăm, dacă se vede cum e, dar hai să bătem așa. Asta e luată de la BMW. Moale, tare, cauciucat. Chinezii bagă aici bază cauciucată la multe mașini. Da, nu trebuie să faceți griji, Nelu Ciocănelu este inofensiv și oricum nu dau tare, abia dau. Adică mai tare îmi dau singur în cap. Nu vă mai plângeți atâta. Așa, comenzile pentru geamuri, oglinzi, încuiere, descuiere și oglinzi, însă chiar și așa avem și cealaltă loc în spate. Buzunarele sunt suficient de mari în față. Acum hai să mergem în spate. Da. Moale în spate. Tare, moale. Aceeași calitate a materialelor peste tot. Și buzunare destul de încăpătoare și în spate. Da, destul de încăpătoare și în spate. Cam așa. Deci aceleași materiale. Pragurile tot cu SVM, la multe mașini nu mai scrie SVM sau brandul mașinii în spate. Văd că chinezii s-au chinuit ceva să pună SVM-ul aici. Și child lock-ul este din cheie. Având cheia de BMW, scoatem, voi nu vedeți, dar eu o scot acum pentru că trebuie să țin camera. Așa, uite-o, asta este, ta-na-na-na. Ba da, are loc. A, și în spate avem carenaj, nu peste tot, ce-i drept. Dar chiar este. Avem și suspensie independentă pe spate, ceea ce este o surpriză plăcută, deși mașina nu vine cu tracțiune integrală. Deci e ok din punctul ăsta de vedere. Și ăsta este spatele. Un spate cu multe lucruri de spus. Odată o antenă, odată un eleron, odată două elemente aerodinamice aici pentru o aerodinamică mai bună, o rezistență la înaintare mai mică, însă ia fiți atenți aici. Asta este tot un eleron și este montat, pentru că versiunea G01 nu vine cu eleron, F-ul vine cu eleron. Da, avem privacy glass pe spate, despre asta am uitat să vorbesc, dar na, o spunem acum. Stopurile le-ați văzut, dunga cromată SVM și ce e interesant este că meu nu are asteriscul ăsta sau ce naiba e. Camera de marșarier și difuzorul. Două țevre ale tatii, două țevre ale cu niște tipsuri foarte mișto și un difuzor ce-i drept fals, din negru lucios. Nu l-aș numi piano black, l-aș numi negru lucios. Iar asta este doar reflector, nu e ceață, nu e absolut nimic. Difuzorul și cu partea asta arată mișto. Din unghiul ăsta, prin mașina în unghiul ăsta, chiar arată bine. Nu știu cum să-i zic, dar arată bine. Hai să deschidem și portbagajul. Un portbagaj manual, nu este electric, cu un mâner aici. Ok, cu o ușiță, dacă vrei să ajungi la stopuri sau în altă parte, o ușiță de acces, o copertină ca oricare alta. Și avem portbagajul care are un volum de 570 de litri. Portbagaj care are o adâncime de 94 de cm și o lățime de 99 de cm minimă, pentru că dacă mai te duci în zona asta, mai poți să mai pui ceva pe acolo. Ai o priză de 12 V, una din cele mai multe pe care le vom vedea la interior. Hai să păstrăm numărătoarea. Și podeaua falsă, tara, pliabilă. Sub podeaua falsă avem numerele mașinii, extintorul, ce mai vrem, și zăpadă artificială cu rol și de material fonoabsorbant. Sub Sub zăpada artificială avem acolo roata de rezervă de dimensiuni reduse, roate de rezervă temporară, pe care să sperăm că n-ai voie să o folosești prea curând. Dar este tot chinezească, evident, roata de rezervă. Bun, am făcut o mini-magie ca să arătăm și cum se ridică bancheta. Îmi pare rău pentru unghi dacă nu se vede bine. Eu încă n-am verificat imaginile. Bun, vrei să rabatezi bancheta? Ia fiată de aici. Hâț, Jonuțule. Hop. Aha, e bancheta. Deci dacă vreodată îți pierzi ceva sub banchetă, niște bitcoin ceva, aici le vei găsi. Șurubele, frumos, mochetă. Bun, acum o să exemplificăm doar cu chestia asta. În primul și în primul rând vreau să aduc atenție asupra banchetei cu spătar reglabil. Însă, asta este o poziție în care spătarul stă 100% drept, chiar dacă nu pare, că ăsta pare înclinat, dar spătarul stă drept în partea asta ca să poți să pui obiecte drepte, pătrate, cum vreți să le spuneți, paralelipipedice aici, astfel încât să maximizezi spațiul. După aceea, dacă vrei să reglezi scaunul, spătarul, poți să faci acest lucru. Și uite așa, când rabatezi bancheta, ai o podea plană și ai aici un opritor pentru diversele tale obiecte. Și ce faci cu doamna centură? Doamna centură se pune aici frumos. Și după aceea când ridici, hop, hop, a, ui, ce frumos stă centura. Dar bine, dispare de tot dacă e ceva. Dar bine, mă rog. So, ridici așa, ok. După aceea vii frumos cu banchetuța. Mare atenție la centurici. Și ai pus-o la loc. Da, deci mai trage o dată, clanț. Să nu vă aud cu stai cu picioarele pe... Că nu stau cu picioarele pe nimic, dar mă sprijin cu gambele. Vreau doar să exemplific cât loc ai în spate la mașina asta. Și acum hai să ne întoarcem. Ăsta e scaunul dat la maximum în spate. Loc la picioare, berechet. Loc la cap, ai. Interesant că e plafonul panoramic până aici și după aia se decupează. Deci ai loc în centru. Ai loc și în centru, evident, având cotiera în spate e un pic mai dur, dar podea plană, tati, și ai loc în spate și în centru. Gură de ventilație, de aici selectezi un USB-A și aici ai un buzunar, greu se vede, dar ai un buzunar destul de mare și acolo. Dacă este să stai, evident că doar nu stai șoferul așa, însă chinezii au boala asta cu spațiul la picioare. Dacă dai scaunul ăsta la maxim în față și îl pui ca aici, poți să stai ca în seria 7. Deci... literalmente ca în seria 7, pentru că scaunul se dă, se pliază exact ca la anumite limuzine. Băi, ești nebun. Și stai chiar că șef. Eu mă fâței că dacă ar fi să stau, să mă lăbărțez, aș sta așa. Bun, centuri de siguranță reglabile pe înălțime. Avem mâniere în spate, dar nu avem cârlige. În față avem mânier doar la pasager și în spate aici avem una bucată cotieră cu 3 suporturi de pahare. Da. Stai că văzui ceva interesant. Da, baza asta cauciucată se scoate. Ah, nu cred. Știam eu că am mai văzut-o undeva. Ford Motor Company. E luată de pe un Ford, e piesă stas luată de pe un Ford. Ford Motor Company. În rest stai bine, în spate. Un pic tare bancheta, dar stai bine. Și cu spătarul pe spate stai foarte bine. Ford Motor Company. Știam că mai văzusem undeva. Și fiind o mașină de origine asiatică, evident că nu te lasă cu pahare în suportul de pahare, doar cu sticle. Și ar trebui să interzică și dozele deschise. Vă spun din experiență. Bun, am deschis capota. Antifonare frumos, două amortizoare frumos, mult plastic aici în zona asta, cheder în jurul capotei pentru etanșitate. Destul de bine făcut compartimentul motor. Mult spațiu, pot să lucrez la motor, motorul e destul de jos amplasat. Peste tot scrie în chineză, deci peste tot scrie în chineză, dar aici scrie From Italy, mă. From Italy, mă. SVM Turbo și bateria, nici asta n-are start-stop, deci chinezii nu sunt fanii start-stop-ului. Și asta nu e baterie cu start-stop, nu e AGM, da? Și are și senzor din ăsta de verificare, încărcare. Foarte tare. Deci nu prea o să avem la mașinile chinezești multe modele cu start-stop. Asta e de bine. Încă o chestie, am încercat să trag de capacul ăsta de motor, am tras, mult și bine, nu vreau să-l rup, nu s-a tras, n-a vrut să se desfacă. Oamenii care un loc de care, uite, tragi de el, nu vrea al dracu să fie, nu vrea. Deci probabil că are un skepsis ceva, însă aici are burete sub el, dar tot pentru antifonare, capacul are burete. În ceea ce privește motorul, l-am mai văzut pe mai multe modele chinezești. Asta cred că e a 4-a sau a 5-a mașină chinezească ce vine la pachet cu motorul ăsta în diferite stagii de putere. La bază este Mitsubishi 4A91, da, cu MI-Vec, Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System. Motor destul de vechi, mă rog, vechi e mult spus, dar el a fost tot circulat și recirculat prin mașinile chinezești. Ce înseamnă acest lucru? Dacă pui motorul ăsta pe 20 de branduri, 1. E fiabil, 2. Găsești piese și cam asta te interesează de la un motor pe benzină. Capacul motorului și admisia sunt din plastic, accesoriile au fost integrate în bloc. Important este că are două axe, e cu lanț și ar trebui să fie, Doamne ajută, fiabil. Cel puțin. Cutia pe versiunea asta, sincer am uitat să întreb dacă vine manuala, oricum nu contează. Deci noi avem automata, 6 trepte convertizor, există și o manuală 6 trepte, era să zic convertizor, manuală cu 6 trepte, transmisii care ambele vin de la DSI sau Drive Train System International sau cum zic australienii, Drive Train System International, pentru că e compania australiană deținută de chineze, deținută de Geely de fapt. Și printre clienții lui DSI mai sunt Mitsubishi, motorul, așa, deci se vede conexiunea, deși nu cred că are legătură motorul, e pură coincidență faptul că e Mitsubishi client de transmisii la DSI și Boeing, deci pentru ce? Nu știu, dar e și Boeing client. Înainte se numea BorgWarner Australia. Așa se numea înainte compania asta. Acum e deținută de Geely și dă transmisii la mai multe branduri din astea chinezești. Asta este 6 trepte convertizor. Bă, pe care am spus că mașina asta e 1.5 turbo, nu? Că am uitat, a venit cineva aici să vorbească cu mine și am uitat. 1.5 turbo, care dezvoltă 133 de cai putere. Unii zic 135, unii zic 131, ideea e că certificatul mașinii scrie 133 de cai putere. 215 Nm, putere la 5400, cuplul este între 2000 și 4200, nu e un motor forțat, de asta ar trebui să țină mult. O să vedem și cum trage, ideea este că pe turații mici are un răspuns bun. La mers normal, liniștit, are un răspuns bun, nu simți că e mare mașina. În condițiile date, mașina cântărește 1570 de kg, face 100 în 10 secunde și se plafonează la 180 de km/h. Deci are niște performanțe nici prea, nici foarte, foarte. Este ok. Dar trebuie să gândim și prețul raportat la, nu știu, o Škoda Kodiaq, spre exemplu. Am mutat mașina puțin mai la lumină și, de adevăr, se închide trapa. În momentul în care ai oprit mașina, s-a închis trapa. Acum, scaunele, piele neagră, cusături roșii, încălzite, ventilate, o să vedem ceva la încălzire și la ventilație un pic mai târziu, ceva interesant. Steagul Italiei, cum e la Volvo, steagul Suediei, electrice, fără memorie, fără scaune încălzite, dar poți să pui scaune încălzite după, dacă vrei, și nu avem reglaj lombar. Scaunele nu sunt rele, însă trebuie să facem testul cu Denis, mingea de tenis. Dăm drumul la minge, pam, pam, pam. Deci nu a ricoșat foarte mult, ceea ce înseamnă că sunt scaune destul de moi. Aici e un pic mai tare în zona lombară. În rest, scaunele sunt destul de moi, destul de ok. Rezervorul, unul simplu chinezesc, așa cum le fac, dar îmi place că scrie tot în chineză, dar stea cu Italia. Dar scrie și aici, uite. Senza piombo o superiore, deci fără plumb sau benzină superioară, da? Apropo, mai e cineva nebunit de miros de benzină? Mamă, eu sunt mort după el. Da. La electrice n-am ce să miros. Și îl pui aici frumos, 52 de litri. Eu am scos un consum de 8,2 litri cu ea, deocamdată. Mașina a venit de la Iași cu consum de 8,2, deci cam pe aici este media. Dacă vă întrebați de ce tot întorc mașinile, noi nu blocăm drumul, aici e proprietate privată. Până aici e proprietate, de aici încolo e public, de aici încolo e proprietate privată și de aia stăm aici. Apeși pe butonul ăsta și e butonul de pliat oglinzi. Însă avem aici un buton de auto și nu este comanda auto pentru faruri. Farurile nu au comandă de auto, deci cum le lași tu, așa sunt. Însă, ăsta e butonul de auto pentru oglinzi. Dacă lumina asta e pornită, atunci când încui mașina se pliază oglinzile. Dacă butonul nu este apăsat, lumina nu e aprinsă de la auto, atunci oglinzile nu se vor plia. Am ajuns la interior, scaunele v-am povestit un pic despre ele, cum sunt. Stai destul de bine, poziția la volan e foarte, foarte înaltă. Evident că poți să o reglezi. Volanul, subțire, cusături, piele perforată, teșit aici, drapelul Italiei, se reglează pe înălțime, se reglează și pe doar pe înălțime. Deci nu poți să-l reglezi pe adâncime. Dacă ești o persoană înaltă e ok, mie mi-ar plăcu să trag volanul un pic mai spre mine și fiind o mașină cu poziție înaltă, aparent, am mai văzut la mai multe mașini de genul ăsta, volanul nu e drept, dar e puțin înclinat. Deci nu e drept, e puțin înclinat. Asta pentru cine preferă o astfel de poziție la volan. Butonul de start este aici, am oprit motorul și mă sună cea. Ha! Se închide trapa, exact ce vă spuneam. Să intre în scenă Nelu Ciocănelu, materialele de pe uși le-ați văzut și avem așa. Moale, 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 aici nu dăm. Tare, aici. Tare și pe partea asta, evident că va fi tot tare, e același lucru. Cotiera este moale și aici avem bază cauciucată la suporturile de pahare. Deci cam așa sunt materialele la bordul lui G01F. Acum vorbim despre ergonomie. Oglinzi, geamuri, luminozitate. De fapt, nu, asta e înălțimea farurilor, da, că sunt faruri fixe. Comenzile clasice pentru semnalizări, pentru ștergătoare, nimic deosebit aici. Pilot automat și computer de bord, aici media, tot ok, bine așezate. La tabletă o să revenim, climatizarea avem aici, plus aici, și o să intrăm în detaliu când vedem și tableta, dar e bine că ai și aici comenzile dacă vrei acest lucru. Brichetă, nu priză de 12V, USB, adică și priză de 12V, dar și brichetă, wireless charging, avem așa ceva, schimbătorul de viteze, mașina nu are auto hold, o trecem pe manual dacă vrem acest lucru, avem frână de parcare electrică, dar nu avem auto hold, dar merge bine la semafor, dacă ești în drive să pui frână de parcare electrică pe post de auto hold, merge bine și aici comenzile, iese pe off, avariile sunt un pic ciudat pus aici, aici avem butonul de back, home, parcare, sport și wireless charging și aici e o chestie foarte, foarte interesantă pentru că dacă dai o dată, schimbi melodia, înapoi schimbi melodia, dar dacă dai așa tare, derulezi prin melodie, ceea ce e foarte ciudat. Și dacă nu vrei să umbli în tabletă cu touch, da, poți să faci chestia asta și să umbli așa. Vezi? Se schimbă chiar dacă nu se vede foarte, foarte mult. Umbli așa. Și în sus și în jos umbli din rotița asta. Urmează cheia. Sub cheie avem o inscripție cu cheia și SVM acolo, bază cauciucată, cotiera, bază cauciucată, o priză de 12V și încă o priză USB-A. Deci mașina are 3 prize USB-A, 3 prize de 12V. Suficient cât să încarci. Acum, prizele USB nu sunt fast chargere, dar sunt slow chargere, deci o să-ți încarce telefonul greu. Eu am ăla de la Xiaomi, tot chinezesc, un încărcător cu modulator, se aude foarte bine și modulatorul dacă ai nevoie, dar are și fast charger, tot cu USB-A, recomand. Apoi, un torpedou capitonat de dimensiuni ok. Și hai să vă arăt o chestie, SVM G01 User Manual. E user manual de la SVM G01 care arată așa, vedeți? Nu arată, zici că e un Ford sau ceva. Și undeva pe aici avem și dimensiunile la G01 și G01F. Deci cartea le include pe amândouă, da? Varianta sportivă. E în engleză și e destul de ok, adică e o carte normală de manual de utilizator absolut normal. Apropo, schimbătorul ăsta seamănă cu Ford Power Shift. Cine are Ford Power Shift sau măciucă de automată, poate să-mi spună. Avem suport de ochelari capitonat. Aici este copertina de la trapă, aici e pentru trapă, aici este lumina care e cu LED, încă o dată LED și aici, plafonul negru, da, v-am arătat trapa deja, nu mai are rost să o arătăm, dar nu are, vezi, să-ți ia apăsatul tot timpul, asta e merită arătat și aici avem deflectorul de vânt care e micuț așa. Deflector de plastic, nu e textil. Și acesta este tabloul de bord, așa sunt informațiile, am mai crescut consumul că am stat eu cu motorul pornit, apoi dacă apeși pe celălalt buton te duci în alte meniuri și cam asta este, simplu ca bună ziua. Nu avem consum instant, doar consum mediu. În dreapta avem combustibilul, temperatura, autonomia, avem efectiv toate informațiile de care ai nevoie. Acum suntem pe poziții, acum suntem pe luminile de zi. Ăla e semnul pentru luminile de zi. Acum suntem pe poziții și acum suntem pe fază scurtă și acum pe fază lungă. Deci, ca să vedeți cum arată. Și ajungem la sistemul de infotainment, care este o tabletă cu Android. Uite, dar merge bine. Avem tezometru, ceas, radio, navigația mașinii pe care nu o să o folosească nimeni, apoi Bluetooth și poți să suni dacă vrei. Ne întoarcem, aici sunt temele, te duci aici, astea sunt temele, screensaver-urile dacă vrei. Avem radio, avem scurtături, luminozitate, de aici dacă vrei ai o scurtătură pentru camerele, ați văzut, aici avem altă scurtătură pentru volum și alte chestii, cu toate că volumul merge atunci când nu merge camera și poți să selectezi volumul și când nu merge camera, când nu e contact opus. Nu, pardon. Da, și când nu e contact opus tot merge volumul și poți să-i dai slide de aici dacă mai vrei să faci anumite chestii. Widgeturi, da, poți să mai pui tu widgeturi dacă vrei, Google Play magazinul, muzică, video, evident poți să vezi videouri în timpul mersului, însă acum intrăm în pâine. Para APK Installer, CarMate e Apple CarPlay-ul lor, Air Conditioning, aici avem toată climatizarea, dar ia fiți atenți aici. Avem scaun ventilat, scaun încălzit, doar pentru șofer. Da? 3 trepte de ventilație și de încălzire, doar pentru șofer. Climatizare automată pe 2 zone. Interesantă chestia asta. E electric, încălzit și ventilat, doar scaunul șoferului. Apoi, 8 secunde ține meniul climatizării. Deci dacă te duci aici și stai 8 secunde și nu faci nimic, 1, 2, 3, 4, 5, 8, o să se închidă ecranul. Și cam asta este. Muzică, dacă vrei, anumite surse, dar sincer, no video signal. Asta e pentru video. Interesant. Teme, le-am arătat. Camerele 360, Bluetooth, Google Play. Nu, ăsta este boot animation, nu e mare scofală. Acesta este test de sateliți. Vezi câți sateliți sunt deasupra ta. Asta e foarte mișto. Yes. Mai și navigația mașinii. Dacă mergem la setări, ai toate setările unei tablete cu Android, dar uite asta, cu 8 secunde dacă vrei să-ți apară mai târziu, cu reverse, să ai dungi la cameră, chestii personale, sistem, factory, efectiv e o tabletă și are un octa-core cu 4 GB de RAM și 64 GB stocare, e un procesor mid-range, așa, cam ce găsești mid-range pe un telefon. Asta este tableta, dar măcar merge bine. Apoi, avem așa, car settings, da? Left seat heating, left seat ventilation, vedem, nu are încălzire și așa. Blind spot monitoring, forward collision assist, lane departure warning, team setting, language, ambient light switch. Și acum au pornit luminile ambientale. Da? Ok. Follow me home, topic assist, mobile computer, model selection, whatever. Niște chestii tot așa de Android. File manager, dacă vrei, manager de fișiere, exact cum avem și la o tabletă cu Android. Google Chrome, Google. Culorile pentru butoanele astea, uite, punem pe verde și o lăsăm așa. Aici încă o dată egalizatorul. Facebook, iGo e navigația mașinii. E ok, mai bine folosești Google Maps, pentru că la aici, da? Aici și muzică, Play Store, Quick Pick. Na, uite, unde era ăla cu... Hai să aici, uite. E un fel de player video de-a lor. Quick Pick e un fel de player video de-a lor și ai și Ice Age. Dacă faci hotspot la mașină, poți să ai Google Maps, Waze, YouTube, direct pe astea. Da? Direct pe astea. Video e alt player de video, Spotify integrat, steering wheel. Aici ai butoanele de pe volan și dacă vrei poți să schimbi ce face fiecare. De exemplu, dacă vrei să faci o farsă unui prieten, poți să dai volumul plus și volumul minus să fie invers. Și atunci să faci mișto de el. Da? Tot felul de setări... stai, scuze. Eu apăsam pe back-ul care nu trebuia. Și... aici avem T-Link 5 și aici o să facem o mică pauză să-mi bag și eu telefonul și Apple CarPlay, Android Auto cu fir sau wireless sau mirror screen pentru Android dacă nu vrei Apple CarPlay sau Android Auto. Prima dată când te conectezi la el, aștepți un pic, îți intră în Apple CarPlay. Bravo că au făcut Apple CarPlay și Android Auto pe mașină chinezească. Toate aplicațiile exact ca la un CarPlay normal, plus acum mai nou poți să pui VLC, dar doar muzică, nu și video pe VLC Media Player. Podcasts, da, navigație, frumos, calendar, toate cele. Deci aici aveți Apple CarPlay. Sistemul audio se aude decent, nu este un sistem din ăsta super performant și dacă vrei să ieși, observăm că nu apare SVM aici cum apare la altele, apare Car. Și la Car, ia uite-l, te duci din nou aici, te duci la Home aici și asta este tableta care merge bine. Tableta cu Android chip, având Play Store și APK Installer, poți să-ți instalezi tu mai multe aplicații. Tot ce trebuie să faci este să dai hotspot tabletei de pe telefon. N-am apucat să facă atât de întuneric cât să vă arătăm farurile, dar cam așa se văd. Hai să vă arătăm așa. Poziții, fază scurtă și fază lungă cu halogen. Cam așa se văd. Din câte văd, nu prea avea probleme de penumbră și evident trecerea se face fără auto-leveling cum se face la LED-urile de la Dacia. Dar aia este. Și nu știu dacă v-am arătat, în momentul în care pornești farurile, pornești și luminile ambientale. Că avem și lumini ambientale pe SVM. Și tot lumini ambientale avem și aici. Da, se vede la mâna mea. Nu am găsit să schimb culoarea la luminile ambientale. Fiți atenți aici. Am oprit mașina în drive. Shift into P when parking, da? Motorul prim te lasă să treci în parking, da? Pui contactul sau pornești motorul. Dacă pui contactul, te lasă. Ce chestie. Da, să vedem diametru de bracaj. Pentru o mașină cu un apartament de 2700 și ceva, hai că e ok, e foarte bun. Merge, poți să faci parcări cu ea. Mai arătat și în oraș. Am mai mers în oraș, că de arătat n-am arătat. Și acum hai să mergem. E trapa deschisă și intenționat o las deschisă, pentru că vreau să vă arăt că nu intervine zgomotul de vânt. Ia să vedem. 60, 70, 80. Na, 80 ceva la oră cu trapa și nu se simte. Nici vânt mult, dar nici zgomot de vânt, ceea ce e ok. Hai să o închidem totuși. Am putea pur și simplu să oprim mașina, se închide singură. A45 de 500 de cai a trecut pe lângă noi. Ce pot să spun? Oglinzile imense, vizibilitatea bună, mare și oglinda asta, chiar dacă nu e electrocromă și e manualocromă din asta, mare, vizibilitatea bună. Avem și al treilea geam acolo care ne mai ajută, deci pe partea de vizibilitate stă bine. Poziția la volan, nu știu dacă se vede, dar e înaltă. Bă, da, e foarte înaltă, e exact poziția de aia de SUV de la mai măricel așa. SUV gen Land Cruiser, fix poziție din asta, Pajero. Cam așa e poziția la volan. Volanul subțire, poți să spui că simți mare brânză în roțile față. Apropo, Bogdane, arată GPS-ul de la tabletă, de la infotainment. Ăla e GPS-ul mașinii de la infotainment, pentru navigația proprietară a mașinii. Iar dacă mașina are antenuță, aia e doar radio. Asta e singura antenuță GPS a mașinii. Că uitasem să arătăm chestia asta. Acum, avem 70, mergem cu 1000 și ceva de ture. Destul de silențioasă mașina. Mie pe decibelmetru mi-a scos 63,2. Adică e în clasă cu Tucson, cu Sportage, pe acolo. Ăla au scos 62, ăsta 63, tot pe acolo. Adică nu e rea. Acum, răspunsul la pedală atunci când doar vrei să mergi constant sau să accelerezi ușor, e bun. Apoi, accelerezi mai tare și mașina retrogradează. Și urcă. Nu e cea mai rapidă găină din coteț. Nici nu vrea să fie cea mai rapidă găină din coteț, dar poți să mergi, uite. Aia e trapa deschisă, ești nebun? Da, trapa deschisă. Aveam 100 și abia auzeam un pic de zgomot de vânt. Acum e și mai silențioasă. Ce chestie? La viteze mari mai simți un pic de zgomot de vânt de la oglinzile astea mari, la viteze de autostradă. Dar per total, pentru ceea ce e mașina, e decentă, are multă antifonare, mai ales la motor. Acum, dacă îi dai kickdown, în 60, kickdown. Cutia nu e cea mai rapidă, are ceva lag, da? Adică nu trebuie să ne mințim. Da, e o cutie convertizor de generație mai veche, dar probabil va rezista mai mult timp. După aceea, imediat cum pui piciorul pe frână, uite, cutia, spre surprinderea noastră, face coasting. Chestia asta, la asta nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam. Acum, dacă trecem mașina pe sport, ne depășește o motocicletă. Asta se întâmplă dacă treci mașina pe sport. Pe sport, iar kickdown răspunde un pic mai rapid. Un picuț mai rapid. Și ține cutia cu o treaptă inferioară. Dar asta doar dacă vrei să faci niște depășiri. Apropo, mașina asta are niște frâne. Bogdane, ține-te. Are frâne. Într-adevăr, mașina se ridică de spate, da? Nu își pierde din stabilitate, dar o simți așa cum se mișcă un pic pe lângă tine. Și dacă vrei să treci pe manual, hai să vedem. Suntem într-a treia, hai să dăm a doua. A treia. E o cutie automată, hai să zicem așa, nu rapidă, da? Dacă depășești banda, uite, pic, uite, acum nu mai am făcut. Interesant. Oare pe sport? Nu-ți mai zice? Că dacă o scoatem de pe sport, ar trebui să spună. Avertizorul de bandă doar bipăie. Dar văd că acum nu mai vrea să mai bipăie. Toată ziua a bipăit, acum tic-tic, nu mai vrea. Probabil că poate am dezactivat eu lane departure warning-ul ăsta. Pe curbe, mașina are ruliu, da, are tangaj, are centru de greutate înalt, nu trebuie să mințim pe nimeni. E o mașină cu garda la sol înaltă, cu poziție la volan înaltă, cu centru de greutate înalt, dar mașina e oarecum lipsită de efort. Acum încă avem cutia pe sport, o ține pe la un 3000 așa, e pregătită de o depășire, da? Hai să facem și o depășire. Pac, depășire. Se duce. Ia, se duce. Și aici, uite, pe drumul ăsta, de exemplu, cu multe mașini, mașina ar țopăi. Da? Asta mai mult balansează, dar e super confortabilă. Nu simți gropile cu ea. E aproape dastăresc modul de a... E dastăresc, dar fără zgomot. Modul de a traversa denivelările. Apoi intri în curbă și mașina stă. Evident, cu anvelopele astea all season, mașina va da să subvireze, nu să supravireze, Doamne ferește. Și în niciun caz nu trebuie să faci manevre din astea gen elanului, deși mașina stă, știi? Pentru că direcția nu e rapidă. Dacă nu e rapidă, nu destabilizează mașina. Dar uite, intri tare pe curbe și ea stă. Da? Uite, lane departure-ul funcționează. Da. Dacă vrei să frânezi în curbă, uite, în curbă mașina nu se destabilizează. E interesantă. Pare că partea asta de șasiv este tratată bine, doar că are niște masă suplimentară deasupra care reacționează la ce face restul șasiului. Ceea ce e destul de interesant. E efectiv comportament de mașină mare, dar confortabilă pe denivelări. Uite, pac! M-aș sta să suvireze mai tare acolo. O să mai încercăm o dată o curbă. Nu mai bipăi, te rog eu. Așa. Hai să vedem denivelările, da? Pe denivelările scurte, într-adevăr, simți un pic de... Ce? Că nu prea simți. Vreau să zic că simți un pic de șoc în... Da. Nu o simți atât de rigidă pe cât mi-aduceam eu aminte de azi dimineață. Poți să treci peste denivelări scurte. Într-adevăr, alea scurte de tot, știi, treci o groapă scurtă, o ceva, pe alea le mai simți, când se face trecerea de nivel bruscă, știi? La 90 de grade, să zicem. Dar asta, uite aici, asta e curbă în care toate mașinile subvirează. Și asta subvirează. Dar trebuie să te dai la ea. Și subvirarea e progresivă cu anvelopele astea Michelin King all season, știi? Adică nu e... Uite. Stă drăcia, mă. Stă drăcia. Suspensia independentă pe spate și cumva ce au făcut la ea stă destul de ok. Stă destul de ok. Mașina are tempomat normal. Îi dai odată aici, îi dai set ca la orice alt pilot automat și nu poți să urci decât în trepte de 1 km pe oră. Nu poți să urci 10 km pe oră. Dacă vrei să-l dezactivezi, pac, și dai după aceea resume. Da, Într-adevăr, volanul ăsta mi-ar fi plăcut să fie mai aproape de mine. Poziția mea la volan, pentru cum conduc eu, mi-ar fi plăcut să fie mai drept volanul ăsta, să ne depășească Mustangul. Hai, tăticule, dă-te. 2-3 cobus pe economie, frumos. Așa. Da, cam asta e mașinuța, nu e rea. Nu e rea. Acum depinde doar de voi dacă sunteți dispus să dați 32.000 de euro pe ea. Și mai e o chestie pe care am descoperit-o, dacă vreodată mergi foarte, foarte tare, computerul de bord nu o să arate niciodată mai mult de 20 de litri la 100 de kilometri. Adică acolo e limita unde se oprește. Da, eram încă pe sport. Cel mai bine, uite, asta pe manual. Asta era șmechirea, eram pe manual. De asta ea schimbă pe manual. Dacă o duci în limitare, ea schimbă. Pe la 6000 schimbă. Da, uite, așa mergând liniștit. Stă, bă, stă. Ai niște ruli, ai, dar e mașină mare, e SUV mare, n-ai ce să-i ceri. E super confortabilă. Într-adevăr, am zis, șezutul moale, aici undeva în zona lombară, e un pic mai tare, dar depinde de fiecare cum vrea. Și nu ai reglaj lombar nici la scaunul meu, nici la scaunul manual al pasagerului. Și cam asta este. Aici se încheie clipul nostru. Mulțumim încă o dată prietenilor de la SUV Cars, numai pe mașini cu Luci Popa, sau cel puțin la început pe mașini cu Luci Popa, prima dată veți vedea mașinile chinezești aici. Și asta se datorează vouă, că ne urmăriți. Așteptăm părerea voastră în comentarii și evident știți că ne ajută foarte mult orice abonare, orice like la clip, ajută toți creatorii pe care voi îi urmăriți. Gata, la 100.000 de abonați dăm o mașină cadou, grupul de Telegram cu abonații în descriere. Eu am fost la cameră, pardon, eu am fost Luci Popa, la cameră la început eu, după aia a venit și Bogdan care și el editează, Bogdan care și-a făcut canal de POV-uri, deci o să aveți linkul în descriere dacă vreți să vedeți POV cu Audi Europe și cu Porsche 911 GT3 Touring, făcute de mine, de asta să nu-i spuneți, așa, dar o să facă și el, că și-a luat GoPro, gata, e ora 8 seara, mașini cu Luci Popa se încheie.